mare plictiseală mai ești la Ferte Sujoar, iubiți ascultători. Viață monotonă și cenușie, de orășel de provincie. Și încă diminețile mai sunt cum mai sunt. Dimineața se știe, omul are o treabă. Dacă e farmacist, se duce la farmacie. Dacă e notar, se duce la birou. Dacă e rentier, mai taie niște cupoane. În sfârșit, se ocupă, nu? Dar seara, serile trec foarte greu. Foarte greu. Mai ales că suntem abia în 1860 și nici măcar cinematograful n-a fost încă inventat. Acum, judecați și dumneavoastră. Ce pot să fac în condițiile acestea niște cetățeni din Ferte-Sujoar? Ce pot să facă seara decât să joace cărți, nu? E bine, iubiți ascultători, asta și fac. Seară de seară, din timpuri imemorabile, toate notabilitățile orășelului, și anume Cordambois farmacistul, Coladan, bătrânul, bogatul și zgârcitul fermier, Felix Renaudier, notarul cel tânăr, se întâlnesc acasă la rentierul Chambourcy și joacă o partidă, o partidă lungă de cărți. Ca și în astă seară. Iată-i. Toți patru stau în jurul mesei de joc, sub abajurul de mătase roz al lămpii și joacă. În mijlocul salonului, pe un fotoliu, stă al cincilea personaj, Bocantin, perceptorul, care își citește jurnalul, așteptând ca prietenii să-și termine partida. Salonul e scăldat într-o lumină caldă și învietoare. Dar în dreptul canapelei de stil, căci fiecare mobilă din cameră e de stil, care stil anume nu importă, dar fiecare e de câte un stil. În dreptul canapelei, spuneam, e un alt punct luminos, dar care nu datorează nimic lămpii de pe etajera de alături, de stil. E o lumină de altă natură, mai subtilă, mai prețioasă. E farmecul feminin care iradiază cu modestia cuvenită din acest colț al salonului. Căci aici, pe canapea, aplecate peste broderiile la care lucrează, stau domnișoara Leonida, sora lui Chambourcy, stăpânul casei, și fica lui Blanche. Blanche are 19 ani și e fermecătoare. Dacă vă îndoiți de asta, n-aveți decât să urmăriți privirile înflăcărate pe care notarul cel tânăr, domnul Felix Renaudier, îi le aruncă de la masa de joc în timp ce împarte cărțile. Domnișoara Leonida, sora, e drept, are 50 de ani, nemarturisiți. O statură impozantă de jandarm călare și o siluetă, mai degrabă, cum să spunem, mai generoasă. Dar oricum e femeie și încă nemaritată, așa că o elementară galanterie ne obligă să... Așa și să revenim. Deci, jucătorii joacă, femeile brodează, Bocantin citește. Deocamdată în salon e liniște, dar peste câteva clipe, Bocantin va lăsa jurnalul pe genunchi și va exclama: "Ah, iată, uite!" Din momentul acela, conversația va deveni generală și nimic nu va mai putea opri șiragul de încurcături prin care vor trece notabilitățile din Ferte-Sujoar. Pas! 10 centime. Merg. Pas. Poftim, 10 centime. Da. Ce? Un anunț. Căsătorii. O domnișoară din provincie, de o frumusețe severă, dar plină de drăgărășenie, având un venit de 5.000 de franci, plasați în obligațiuni ale căilor ferate, dorește căsătorie corespunzătoare. A se adresa pentru amănunte la agenția matrimonială Cocarel, Paris. Cocarel. Strada Joubert, numărul 55. Joubert 55. Ce spui de asta, Chambourcy? Da, nu ți-l cunosc. De 4 ani apare o dată pe săptămână. Pas. Oh, cum mă doare măseaua. Dumneata, ce faci, Felix? Merg 10 centime. Dumneavoastră, domnule Coladan? Nu, merg să vorbească cu Cordambois. 15. Eu nu știu cum își poate face publicitate o femeie așa, mers, fără pic de pudoare. N-am decât dumneavoastră, Leonida. Poftim? Chiar sub vărul anonimatului, o femeie rămâne o femeie. Nu sunt de părerea dumneavoastră. Dumneata, Cordambois, ce spui?
Dacă, domnule Bocantan, se pare... Pas. Se pare că se fac căsătorii foarte frumoase primi ca publicitate. Eu, care sunt holtei, mărturisesc atunci când citesc asemenea anunțuri, cad pe gânduri. Ce faci cu la Dan? De ce nu joci? Mă uit la dumneata cum vorbești prostii. Păi ce, când vrei să te însorti așa, după gazete, merg. Te informezi bine, cu prudență, faci vizite în familia fetei. Eu până să mă însor cu defuncta, i-am făcut vizite 5 ani și jumătate. Pase, jucăm ori vorbim, pierdem vreme. Un moment, ora 9 și un sfert, e rândul meu să intru în joc. Domnule Cordamba, cedează-mi locul. E, frate, măcar să-mi termin tura. Stați, domnule Cordamba. Domnișoară Leonida, vă cedez locul. Mulțumesc, domnule Felix. Mai sunt oameni politicoși pe lume. Da, sigur, nimeni să nu mai joace decât dumneata, Leonida. Ăsta e egoist, domnule Cordamba, nu ți-am luat locul dumitale. Fii măcar cuvincios, dacă poți. Leonida! Ora 9 și un sfert, ora 9 și un sfert, eu cedeați în joc. Ce așa, vă certați, poate. Cu ala, dar în parte cărțile. Da. 1, 2, 3, 4 Dă-i mai aproape, unde le pui? Domnișoară Blanche, îmi dați voie să stau lângă dumneavoastră? Cu plăcere, domnule Felix. Mulțumesc. Cele mai frumoase clipe din viața mea sunt cele petrecute lângă dumneavoastră. Oh, domnule Felix. Stai să văd. Deschid. Pas. Mulțumesc. Pas. Da. Merg. Brelan. Un Brelan. Uite ce ai uitat. Ai auzit, domnule Felix? Apare un Brelan. Preanunțat repede și am bursit. Un Brelan. Nu se anunță așa ca o carte oarecare. Eu când îmi intră un Brelan, îl degust întâi. Uite, strâng buzele așa și desfac mările. Uite, ha? Poftim mușculița, papa. Așa, perfect, să cinstim brelaunul așa cum se cuvine. Puneți fiecare câte un bănuț în mușculiță. Jocul ăsta e o curată ruină. Dar s-a adunat ceva, papa? Păi, crezi eu, de un an de când tot băgăm în ea. Da, unde mai puneți că acum avem 3 mușculițe pline. Trebuie să recunoașteți că am avut o idee genială. Te rog și-am bostit, ideea a fost a mea. Da, nu-i adevărat, domnilor. Distinsul nostru farmacist și prieten Cordamba a uitat. Eu? El a propus pur și simplu să fondăm o caniotă. Ideea cu pușculița, eu am avut-o, trebuie să recunoașteți. Deci, iată-ne astăzi, abia după un an, în posesia unei sume, cine știe, poate considerabilă. Poate s-au strâns chiar 200 de franci. O să vezi, altfel o să aflăm îndată. Așa, după cum ne-am înțeles, azi la ora 9 și jumătate, punct, vom deschide pușculițele. E 9:29. Blanș, adună-i încoace. Pe toate 3? Nu o să le puteți aduce singură, domnișoară Blanș. Să vă ajut și eu. Poftim, domnule Felix. Dar nu pe acolo, dincolo, în spagerii. Așa, peste un minut o să știm. N-am decât un regret. Și anume că Bocantin, geniosul perceptor al orașului nostru, n-a luat parte la jocul nostru ca astăzi să se poată bucura alături de noi de banii din pușculiță. Domnule Chambourcy, jocul de cărți nu e demn de un om în poziția mea. Uitați că sunt funcționar. Ei, și eu sunt comandant de pompier și asta nu mă împiedică. Comandant onorific. Asta nu e propriu zis o funcțiune publică. N-ai spune. Cine a donat pompa comunii, nu eu? Aia cred că am făcut destul pentru țara mea, domnule Bocantin. Prea ușor să uită că dacă alți comun are o pompă, mie mi-a dat o pompă care n-am folosit niciodată și ruginește sub șopron. Și e vina mea că nu sunt incendii la Fertesul Joar? Nu o să mă apuc acum să dau foc cu orașul. Ce facem? Mai jucăm ori nu? Nu, dragă soră, nu mai jucăm. E 9:30. Ce face Blanș dincolo? Blanș! Da, papa! Am adus pușculițele. Așa. Și trei două scrisori pe care le-a lăsat postașul acum. Una e pentru domnul Coladan, poftim. Mulțumesc, dragă. Cealaltă pentru mătușa Leonida. Pentru mine? Mulțumesc. De la cine e Leonida? De la o modistă din Paris. A mea e de la fiul meu, Silven, pe care l-am trimis la Grignion, la școala de agricultură. Știți, nea lui voia să facă fotograf. Când mi-a spus asta, jort o periche de palme. Băiete, hai să fii fermier ca tată tu, pentru că agricultura... Bine, stai că cunoaștem povestea. Haide, deschidem pușculiță. Un moment să citesc scrisoarea. Alta acum. Insuportabil e bătrânul ăsta. Dragă tăticule, îți scriu ca să știi că la școală profesorii sunt foarte mulțumiți de mine. La recompens am fost trecut la grajd. La grajd? Asta e o chestie de familie. Citește încet.
Hai să spargem pușculița. Un moment. Dacă citesc tare, nu fac pentru dumneavoastră, ci pentru mine. Când citesc în gând, nu pricep o iotă. La grajd. Dar din nefericire o vacă s-a îmbolnăvit. Mai ține mult asta. Nu mai bea, nu mai mănâncă și tușește. Săracă vacă, o fi având guturai. Se crede că o să moară. Ce-am vorsit, citește-mi neata mai departe. Mi-au dat lacrimi. Liniștește-te. Uite ce scrie mai departe, băiat. Eu sunt bine sănătos. Bine el, dar vaca. Rămân cu respect al dumitale fiu respectos, care te roagă să-i trimiți niște bani numai decât. Bine, mai bine să deschidem pușculițele. Da, papa, să deschidem. Duc în dormitor să-mi citesc scrisoarea. Arde de nerăbdare. Domnilor, moment de solemn. Ce-i, papa? Mă doare măsteaua. Domnilor, nu cunosc sistem mai bun de a deschide pușculițele decât prin spargere. Blanș, copila mea, dă ciocanul. Poftim, papa. Atențiune, lovesc. Așa. Orice s-ar zice, dar eu sunt emoționat. Una, două, trei. Mă doare măseaua. Hai, frate, de ce te-ai oprit? Nu pot, mă doare. Domnule Cordamboa, dumneavoastră care sunteți farmacist, de ce nu-i dați ceva? Bine, am un remediu foarte simplu. Ascultă, Șambursi, astăzi seara, înainte de culcare, iei o gură de lapte pe care o ții toată noaptea fără să o înghiți. Și dacă adorm? Păi nu-i nimic, poți să dormi, numai să nu înghiți. De ce nu consulți mai bine un dentist? De unde să le iau? La Fertesul Joare extracțiile le face pot copii. Ascultați! Acum 2 ani a fost pe la noi un dentist foarte bun. Avea un măgăruș. Îl zlega dintele cu o sfoară de coada măgărușului. Trăgea un foc de pistol. Paf! Și te ușura pe loc. Mulțumesc, un empiric. Hai, Blanș, dă-mi ciocan. Poftim, papa. Domnilor, momentul e solemn. Atențiune. Aha. Lovesc. Una, două, trei. Ce de bani! Toată lumea se trebuie la număra. Bocanțen, te rugăm să ne ajuci în data. Cu plăcere. Așa, propun mai întâi să așezăm în fișicuri de câte 20. Da, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
Poftim coladan dumneata aia pușculița asta și du-te de numărător. Bine, bine, mă duc. Foarte bine, bocatăm și cu mine le luăm pe celelalte două. Haide noi în sufragerie. Așa, bine, bine, bine. E, și după ce am numărat fiecare, ne adunăm aici să facem total. Da. Rașit, Nata Felix, da, papa. Rămâneți cu mine și urmăriți-mă să nu greșesc. Da. 1, 2, 3, 4. Domnule Felix, da? Papa e singur. Profită de moment și cere-mă. Cum? Chiar astă seară? De 3 zile tot amân. Din cauza că-l doare măseaua. Acum e mai bine. Ah, gata, 4 franci. Îl vezi, râde, e vesel. Hai, curaj, eu mă duc, te las cu el. Hai, curaj. E caragios, dar tremur tot. Domnule Chambursi, 12, 13. Emoția care mă copleșește arată cuprins o simță. Poftim, dacă îmi vorbești, nu mai știu unde am ajuns. 12, 13. Ah, da, 14, 15. Arată cuprins o simță. Dă-mi o mână de ajutor să meargă mai repede. Cu cea mai mare plăcere. Faci fișicuri de câte 20. Domnule Chambursi, 16, 17. De 15 luni de zile de când am avut fericirea de a o cunoaște pe domnul Jara Blanș. Numără, nu stam, 19. 3, 4, 5. N-am putut să rămân insensibil. 1, 2, 6, 7. În față de farmerice persoane sale, 3, 4, ceea ce a făcut ca azi 8, 9, ca azi 10, 11, 7, 8. Să am onoarea de a vă cere 12, 13, 14, mâna domnișoarei, fica dumneavoastră. Poftim, un nasuri. E al doilea pe care îl găsesc în pușculiță. Nu m-a auzit.
Am onoarea să vă cer mâna fiicii dumneavoastră. Ai răbdare, 18, 19, 20, un fișic, am 7-lea. 1, 2, dragul meu Felix, 3, 4. Da, domnule. Să mă bucur de cinstea pe care mi-o faci. A, domnule. Unde am ajuns? 3, 4. 5, 6, e o cinste pentru mine. 7, 8, 9, și-ți promit că o să iau în seamă cererea dumitale. Da. Încă un nastrit. Eu unul nu, vă rog să mă credeți, eu nu. Desigur, zgârciobă de colana. Da. 1, 2, 3. Căsătoria tinere este un nastre de faptul. Este o instituție care impune anumite îndatoriri. Vă asigur că toată viața... Ia să vedem cam ce am avea. Am mai întâi biroul meu de notariat. 5 aici și 3 dincolo, cât face? 45.000 de franci. 40. Cum 45.000 de franci? Atâta l-am plătit. A, tinere, mă încurc, eu vorbesc de bănuți, dumneata de notariat. Așa nu mai merge. Mă duc să-i număr iar de la început în dormitor. Dar pot să am vreo speranță? Da, da, desigur, dacă Blanche te iubește... Domnule, mă iubește. Ah, de asta sunt sigur. Doamne, ce fericire! Domnișoară Blanche! Domnișoară Blanche! În salonașul rămas acum gol, intră domnișoara Leonida. Și-a citit și recitit, desigur, de nenumărate ori scrisoarea primită și acum, sub imperiul unei violente emoții, obrajii ard, nasul îi lucește și umbra de mustăcioară brună care îi împodobește buza tremură ușor. Iată-o frământându-se singură de colo până acolo prin salon. Domnul Cocarel, agentul matrimonial, mă roagă insistent să fiu mâine seară la el la Paris. Mâine seară la 8. Să mă duc, să nu mă duc. Doamne, e poate în joc fericirea mea. Dar cum să plec singură? Și cum să-l conving pe fratele meu să mă însoțească? Oh, cerule, inspiră-mă. Blanche, să fiu calmă. Mărușică, dacă știi ce fericită sunt. Da? Domnul Felix i-a cerut lui papa mâna mea și papa i-a spus că poate să spere. Dar cum? Tu iubești pe domnul Felix? Cred și eu. Ciudat. De ce? Fiindcă e blond și notar. Un tip așa de fat, de neinteresant. Mm. La urmă, urmă și tu ești blondă. O să duceți o viață banală și fără orizonturi. Ca doi care pasc în aceeași livadă. Doi! Auzi, domnul Felix e foarte inteligent și foarte spiritual. Chiar adineaori a avut o idee extraordinară. Și anume? Cu banii din pușculiță să dăm un bal. Un bal? O idee blondă. Și asta chiar mâine, mâine seară, ce zici? Da, bineînțeles, ar fi, da. Nu spun nu, un bal e o idee fermecătoare. Deși eu aș fi avut alta. E drept mai puțin veselă, mai puțin distractivă, dar mult mai utilă. Care? Să facem cu banii din pușculiță un voiaj la Paris. De ce? Prostuță ce ești. Dar nu înțelegi. Înainte de nuntă te plimbi pe stradă la brațul logodnicului și te oprești pe la vitrine. Ce cașmir frumos. Ce drăguță brățară. Doamne, ce dantelă. Și fără să se bage de seamă, ți-ai ales cadourile de nuntă. Știi că ai dreptate. Ei, mă rog, dragă, da, dacă tu preferi un bal... Ba deloc, mai bine merg la Paris. Vreau să merg la Paris. Ei, la Paris. Vrei, nu ajunge să vrei tu. Trebuie să vrea și taică. O să vrea, îl conving eu. Ei, bine, dar să mergem chiar mâine. Las pe mine. Oh, taci, uite-l pe tata. Gata, i-am numărat. Vai, papa, ce roșu ești la față. Din pricina măsenii, mi s-a urcat sângele la cap. În locul tău, papa, eu aș ști ce aș face. Ne-a știu, ai lua o gură de lapte, da? Dacă îl înghiți. Nu, aș merge la Paris să consult un dentist. Bravo, nu-i rău deloc pentru o blondă. Glumește, asemenea voiași pentru o măsenie. Ce mare lucru, 2 ore cu tren. Dar oricum, eu cheltuia. Poate găsim un mijloc ca voiajul să nu te coste nimic. Care? Știu și eu, să ne gândim. De exemplu, banii din pușculiță. Copii, am o idee. Da. Ce-ar fi să plecăm la Paris cu banii din pușculiță? Așa, da, formidabil. E o idee genială. Dar cum
ți-a venit? A, dintr-o dată, când ai cap și l-ai obișnuit să gândească. Dar ceilalți ori să vrea, papa? Ai, ba nu, lăsați pe mine. Atenție că vin. Vin, papa, hai să papa. Eu, dați-mi voi. Stai, pe rând, pe rând. Bocartea spune din atante. Da. Domnilor, iată în ceea ce mă privește rezultatul despuierii pușculiții care mi-a fost încredințată. Să vedem, să vedem. Da. Conținutul ei este de 130 de franci și 5 centime. Ah. Trebuie să adaug, ca să fiu exact, că am găsit și câțiva nasturi înăuntru. Ia te uite, și eu am găsit. Da, și eu la fel, și eu fi băgat. Cineva care s-o fi înșelat din greșeală. Putre, putre de bogat și zgârie brânză. Cordamba, dumneata, cât ai numărat? Eu, domnilor, 125 de franci și 4 nasturi. 125. Eu 105 franci, 5 centime și 9 nasturi. 105. Dumneata, acolo, da? Eu 127 de franci, 5 centime și... Da, și niciun nasturi. E, 120. Și 5 centime, niciun nasturi. Da, dați-mi voi. Da. Adunând cele 4 rezultate, căpătăm totalul general de 491 de franci și 20 de centime. Plus 18 nasturi. Ah, frumoasă canioată. Magnifică. Mă așteptam la mai mult. Dacă n-ar fi fost nasturii. Și acum, domnilor, după ce vom delibera cu toată seriozitatea, vom hotărâ ce facem cu bani. Da. Ia, luați loc. Da, uite-l și pe Felix. Ai venit la timp, tineri, ia loc. Așa, cred că nu e nevoie să vă recomand calm și moderațiune. Să nu uităm că deosebirile de opinii nu exclud stima pe care și-o datorează între ei niște oameni care se stimează. Și... au, mă se... Domnilor, cer cuvântul. Da. Voi fi scurt. Mi-ar pare rău. Mulțumesc. Domnilor, ne găsim în posesia unei sume considerabile, neașteptate. Suntem datori să-i dăm o întrebințare plină de strălucire care să impresioneze toată comuna. Da, sigur. Propun deci să comandăm la restaurantul Chevet o gâscă cu trufe și să o mâncăm. Liniște, domnule. Orice propunere, oricât de stupidă... Ce, cum? Poate fi adăsă în fața ta. Nu, eu mă opun, nu vreau trufe. Mie trufele îmi fac rău. Prefer fasolea bine preparată. Domnul Coladan are cuvânt. Domnul și domnul, timpul e frumos, șoseaua bună, propun să merge toți mâini la... Bâlci la crepit. Nu, acum. Ce tâmpenit. Domnilor. Domnilor, să vă spuneți părerea pe rând. Bine, eu mi-aș fi spus-o. Domnilor, la bâlci sunt panorame, omul șarpe, femeia de 300 de kilograme, zău, e foarte frumos. No, dați-mi voie, eu am altă propunere. Domnul Felix are cuvânt. Nu mai vorbi de bani, s-a contramandat? Da. Eu... Domnule Felix... Eu renunț. Liniște, domnilor. Da, am renunțat. Domnilor, e rândul meu. O să vă cer toată atențiunea dumneavoastră. Domnilor, Parisul. Parisul e capitala lumii. Ce? Acolo e capitala tuturor dentiștilor, a tuturor artiștilor și a oamenilor de știință. Propun deci cu hotărâre să mergem cu toții o zi la Paris. Dați-mi voie, pe mine nu mă interesează, eu cunosc Parisul. Acum 40 de ani am stat acolo 3 ore într-un spre Poissy. Dar nici eu nu sunt de acord. Un voiaj nu se mănâncă. Ori s-a spus limpede, să mâncăm caniota. De aceea eu găsesc ca o gâscă. Lasă-mă, nu să mă oblig să merg la Paris. O să hotărască majoritatea. Punem la vot. Da, de acord. Un moment, mă ofer ca președinte al biroului. Și accept. Bocanțen strânge votul. Poftim pălăria, papa. Așa, mulțumesc, fata mea. Votați gâscă. Votul lui Colada. Da. Leonida. Domnule Felix. Da, domnișoară. Că e Paris. Tot ce vreți, domnișoară Blanche. Nici o reclamațiune? Atunci declar votul închis. Numesc pe domnul Felix Renaudier, secretarul comisiei. Mulțumesc. Și acum vom proceda la despuierea scrutinului. Da. Primul vot.
O gâscă cu trudă. Bravo! Liniște, liniște, liniște. A scris? Da, da. Al doilea vot. Gâscă. Paris. Paris. Al treilea vot. Gâscă. Paris. Bravo! Al patrulea buletin. Bâlciul din Crepit. Așa, așa, bravo. Ultimul buletin. Paris. Paris. Liniște, liniște. Domnule Felix, dați-mi procesul verbal. Poftim. Rezultatul votării. Numărul votanților, 5. Majoritate absolută, 3. Ori, dat fiind că avem de 3 ori Paris, odată gâscă și odată bâlci, înseamnă că Parisul, întunind majoritatea sufragiilor, se hotărăște călătoria la Paris. Bravo! Bravo! Atunci, domnilor, înainte de a ne despărți, rămâne hotărât. Plecăm mâine dimineață cu primul tren la 5:25. Da. O să te poți trezi așa de dimineață, domnule Felix? O să mă trezească amorul și lăptarul. Zorile se revarsă peste Fertei Sujoar și cheamă comuna la viață. Numai domnul Felix Renaudier doarme dus. Amorul, leneș, a uitat să vină să-l trezească. Iar lăptarul a rămas undeva pe șosea și o să întârzie o oră. Dar domnul Felix n-are de unde să știe și doarme, zâmbind fericit, și se visează la Paris. În micuța gară din Ferte-Sujoar domnește o animație neobișnuită. E abia 5 dimineața și peronul e plin de lume. Notabilitățile din Ferte-Sujoar pleacă la Paris. Vestea s-a împrăștiat că iuțeara fulge de prin toată comuna și concetățenii au alergat la gară să le ureze drum bun, dar mai ales să le ceară comisioane. Bocanta, perceptorul care rămâne pe loc, își conduce totuși prietenii și, cu gravitatea lui obișnuită, face ordine pe peron. A, bonjour, madame Duro. S-am găsit, te rog să nu mă uiți. Conteste dumneata în privința tabacherii. Da, s-a notat, prietene, n-ai nicio grijă. Mulțumesc. Domnișoara Leonida, îți rămân obligată. Nu mă uita, o nevantă ai. Și mie o nevantă ai, Leonida, dar am eu să fie mai frumos. Ai, în regulă, din moment ce fratele mi-a notat. Un minut, ciocolată, te rog, un minut. Bine, bine, s-a notat. Brățara, Blanche, te rog, o brățară ca doamnei Vuzon. S-a notat, s-a notat, cosa voi ai notat, tot, tot, tot. Hai, 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 Leonida, hai, Blanche, hai să ne apropiem, o să vină trenul. Papa, papa, da, domnul Felix, nu se vede nicăieri, papa. Ei, o să vină, o să vină și eu. Rămas bun, prieteni! Rămas bun, bocanțel, vină brațele mele! Hai, rămâi cu mine! Adio, prieteni! Adio, adio, adică ce ție așa adio de seara ne-ntoarce? Cine știe? Ce mă indispune asta? Hai, hai, treci, mai stai! Un moment! Rămâi cu bine, Ferte Sujoar! Comuna binecuvântată și voi vlăsare mei, rămâneți! Oh, mă șeau! Atâta doar vă spun! Poftiți în vagoane! Hai, te-o fi, drag, o să mai vorbim de la fereastra vagonului! Nu, nu pot, la fereastră îți trage și mă doare mă. Hai, domnule, lasă discursul, de că pierdem trenul, orice manie și la ăsta! Brum, 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 brum! Papa, papa, dar domnul Felix n-a venit încă. Spune să mai stea trenul, papa, să mai stea trenul. N-a venit, să fie sănătos. Hai, hai, sus, sus, sus. Aici, 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 aici loc pentru toți. Hai, dragi. Pune seama, papa. Nu te așeza pe umbrela mea. Scuze-mă, dragă, n-am venit. Aia deschis fereastra. Un moment. Rămâi cu bine, Ferte-i Sujoar, comună floritoare! Stai, domnule, stai, frică din toate măsuri! O, sunt mult,
Rămâi cu bine, vertesul Joab, omul binecuvântată și voi vlăstarele ei. Stai că m-ai călcat. Am plecat. Ah, copii, ce succes! Am avut sau nu dreptate? Ce distanță de la Gâsca lui Cordaboa până la această plecare la Paris. Ai văzut Cordaboa? Nu zic, nu. La urma urmii se pare că nu se mănâncă prost nici la Paris, nu? Numai la mâncare te gândești. De-abia ai intrat în vagon în pecina pur. Ia-te-o, știi? Dreptate, domnul Colada. În viață mai sunt și alte idealuri. La Paris o să vizităm monumentele. Să vizităm abatorul. Dar fără domnul Felix, care n-a venit? Păi eram sigur, n-am pomenit notar să scoală la gine dimineața. Ei, copii, mai am încă o idee. Credința mea e că n-o să reușim să cheltuim la Paris într-o singură zi 491 de franci și 20 de centime. De aceea propun ca fiecare din noi să aibă dreptul ca tot din acești bani să-și facă și câte o cumpărătură. Bravo! Eu să-mi cumpăr un târnăcop! Și eu, poate cine știe, să-mi deprimesc un vechi proiect. Anume? Nimic, un gând. E poate în joc fericirea mea. Parisul e în carnaval. Deși e abia 9 dimineața, străzile forfotesc de lume veselă. Notabilitățile din Fertesul Joar se strecoară cu greu prin mulțime, privesc, admiră, se opresc impresionate la vitrine și grupul, ținându-se cu grijă de mână, încurcă circulația și așa destul de încurcată. În fața intrării unui restaurant se oprește un tânăr. Rămâne o clipă pe gânduri, scoate discret niște bani din buzunar, îi mai numără o dată, apoi se hotărăște și intră. Bună ziua! Aș vrea... prea elegant restaurant, trebuie să coste cât ochii din cap. Kellner! Da, ce dorește, domnul? O informație. Ieri la casino am cunoscut o domnișoară foarte distinsă, Miranda Sensitiva. Da, cunoaște. Ori această persoană mi-a dat întâlnirea aici, să luăm masa împreună. Acum, la 9 dimineața? Nu, mai târziu, la ora prânzului. Dar aș vrea să știu mai înainte dacă se poate lua masa aici, într-un salonaj particular cu 17 franci. Fiindcă mai mult nu am. Da. Ce să fac, domnule, dacă tata... Tata? Ce-a făcut tata? Da, tata, domnule, e un om admirabil. Un țărănoi zgârcit și mărginit care are o fermă la Fertesul Joar. Ce crezi? N-a vrut să mă facă și pe mine fermier? E o meserie plină de noblețe, domnule. Da, de noblețe, dar și de praf. Eu voiam să mă fac fotograf. Înțelegi? Vin femeile să le faci portretul și... Dar tata nici n-a vrut să audă. M-a trimis la Grignon, la școala de agricultură. Foarte frumos. Frumos? Cum am ajuns la școală, m-au instalat cu vacile în graștă. M-au pus să car belegar, să mă murdăresc pe mâini. Așa că după 3 zile am șters-o și am venit la Paris. Și dacă află tatăl dumitare? Nu știu așa de prost, îi scriu în fiecare lună. De la Grignon. Adică mă duc până la Grignon, pun scrisoarea la cutie și mi-încasez pensiunea. Nu e că e mică. Prea mică pentru un tânăr cu orizonturi largi. În sfârșit, crezi că o să meargă cu 17 franci? Știu și eu. Stai. Am niște bife care a rămas de joi. Bun. Pot să-ți fac și o omletă din... Din ce? În sfârșit, am și o tartă de fraj de miercuri, din care s-a mușcat numai o dată de la un colț. Perfect, rețin mâniuri. Numai e tartă, am să te rog să o rotunjești la colț, să nu se bage de seamă, da. Înțelegi? Și îmi oprești un salonaj particular? Da, numărul 4 care dă în bulevard. Așa, și dacă cumva domnișoara Miranda... Sensitiva vine înaintea mea, o să rog să mă aștept în salonaj. Nici am grijă. Mulțumesc, la revedere. Salut. Mare grădina ta, doamne, 17 franci. Și? Ia să așezăm și masa de lângă geam. Ce s-a întâmplat? A furat un ceas. Cetățeanul a început să țipe și hoțul a luat-o la sănătoasă. Hai, poate așa.
te uită ce timpuri, ce moraburi. Clienți, așa de dimineață? Știi, și-am pus că e prima oară când văd un hoț. M-am uitat bine la el când a ajuns în dreptul meu. E ce să spun, nimic deosebit. Era un om ca mine și ca mine ta. Dar ce mai fugea? Ce mai fugea? Da, trecu la un pas de mine, dacă întindeam mâna, îl prindeam. Și de ce n-ai întins-o? Pe ce mă privește pe mine? Eu sunt din provincie. Ia, uite, un Keller. Se poate mânca? Acum? De imediat, murim de foame. Mă rog, dacă doriți. Luați loc, se va aduc lista. Hai, haideți, copii, să ne așezăm. Hai să ne așezăm. Puneți pachetele pe masă. Așa, Blaș, Blaș. Stai, stai lângă mine. Dar ce-i cu tine? Cum a putut domnul Felix să piardă trenul? Ei, lasă asta, lasă. Copii, mâncăm repede și plecăm mai departe. N-am văzut încă mai nimic. A cui e vina? Venim la Paris să vizităm monumentele și când colo dumneata ne duci să te așteptăm la dentist. Domnule Cordambo, astea sunt sentimente care nu te onorează. Dacă dumneata ți-ai rupe un picior, ce? Aș fi fericit să te însoțesc la doctor. Lista, vă rog. Da. Dă-mi o mic, eu aleg. Pardon, cred că avem cu toții dreptul. Dacă fiecare vrea să fie șef, atunci eu unul abdic. Papa, te rog, domnilor, papa, nu înțeleg. Dacă domnul Cordambo are pretenția să ne tiranize. A trebuit întâi să explicăm domnului Keller că suntem o societate care a venit la Paris ca să ne desfătăm. Bineînțeles, fără să facem nebunii. Domnule Keller, avem de cheltuit o caniotă, cum s-ar spune, niște bani găsiți. Înțelegi, mea, da? Înțeleg. Bani găsiți, suspect. Acum sfătuiește-ne. Domnii doresc niște cotolete egale? Nu, oaie nu. Nu, mâncăm în fiecare zi. Eu chiar vând. Atunci un filet de Chateaubriand. Nu, vacă nu. Uite, stelă, murim. Nu vrem nici oaie, nici vacă, nici vițel, nici pasăre. Nici cartofi, nici fasole, nici varză. Doriți poate oferi de pepene? Da, da, pepene, da. Da, vă, și eu vreau. Da, atunci vreau. Câte felii? Trei. Da, trei felii, imediat. Un moment. Ce e asta? Terina la negat. Asta trebuie să fie o grozăvie. Nu știu ce, dar simt că îmi place teribil. E cu trufe? Da, domnule, cu trufe. Ei, atunci, o terină a la negat. Și pe urmă? Pe urmă aș vrea ceva extraordinar, ales. Ceva fin, delicat. Este, cred că am găsit. Ia. Tornedo plenipotențiar. Dar ce e asta? Un fel nou, bucățile de căprioară cu piure de prepeliță și sos de anjoan, măsline, stridii, marinate, lăptuci și trufe. Trufe? Ce bun trebuie să fie. Eu sunt pentru. Stai, v-aș zică, tornedo plenipotențiar. Da, atenție la porții. Da, bine, domnule. În câtă vreme ne dai la masă? Într-o jumătate de oră. Oh, tante, ce nas am avut când am ales restaurant. Ați văzut prețul? Nu, mama, nu cire. Uitați-vă pe listă. Felia de pepene, un franc. Oh, e gratis. Terina la nerac, doi franci. Doi franci și cu trufe. Tornedo, trei franci. Bravo. Eu am o propunere. Decât să așteptăm aici o jumătate de oră, haideți să ne plimbăm și ne toargem mai târziu. Mergem, dacă vreți, mergem. Tu rămâi, am să-ți vorbesc. Ceva important? Da. Bine. Blanș, du-te tu cu Coladar și Cordamba. Eu și cu Leonie, dar rămânem pe loc. Suntem obosiți. La revedere. A rămas singur. Ia, spune Leonice. Asta e. Nu știu cum să încep. Teofil, ești fratele meu, Teofil. Da. Ești singurul meu prieten. Bine, ai mai spus așa. Jură-mi că ai să-mi dai binecuvântarea ta. Eu? Da, jură. Păi, de unde știu eu să dau așa ceva? Teofil, am păcătuit. Tu? Da, sunt vinovată. Foarte vinovată. Trebuia mai întâi să-și cer voi. Mie? Asta-i bună. Știi, dragă, anunțul din gazeta la rubrica căsătorii, care apare în fiecare zi de 4 ani încoace. E? O domnișoară din provincie de o frumusețe severă. Severă? Eu eram. Cum? Tu dădeai anunțurile? Tu? Da. Oh, pe asta-ți cheltuiai banii? Și de ce, mă rog? Adică... Dar nu s-a prins niciun dobitoc, nu-i așa? Ba, s-a prins? Că? Adică, vreau să spun, am primit o ofertă. Ai primit-o?
Asta e de necrezut. Citește, citește scrisoare. Da, e o scrisoare? Da. Oh, de la domnul Cocarel. Cocarel. Cine e asta? Un agent matrimonial de aici, de la Paris. Domnișoară, veniți imediat. V-am găsit o partidă strălucită. Un bărbat bine, bine situat, brunet, vesel, sănătos. Vederea va avea loc mâine. Sănătos? Sănătos. Vederea va avea loc mâine. Adică azi? Da, da, astăzi. În saloanele mele din strada Jubert, numărul 55, fiți exactă și veniți însoțită de ceva familie. Ah, de mai pomeni. Teofil, primești să vii cu mine? Ce mai e vorbă? Să scap eu așa ceva, o să venim cu toții. Toți o să fie curioși să vadă asemenea năzbut. Dar cum, și domnul Cordamboas și Corodan? Sigur, sigur, numai că nu o să spunem de ce am venit. O să-i prezentăm ca rude, să fie familia mai numeroasă. Așadar, în curând o să trebuiască să ne despărțim, Teofil. O, spune-mi că nu o să-ți fie greu fără mine. Greu? Din potriva, surioară, dacă vrei să știi, mă bucur de pe acum. Dar cum așa? Păi sigur, fiindcă de vreme încoace, fără să-ți dai seama, te-ai făcut acră, certăreață, rea, insuportabil. Dar cum? Asta e bună, dar cum, dragă, eu care am căutat toată viața mea să-ți fac viața ție cât mai plăcută, cât mai frumoasă. Tu ții de o filță și ca să mai nevoie. Las că mai vorbim. Bună ziua. Domnul Cofonul, domnul Șambursi. Uite-l pe Silve. Ce cauți ai, băiete, dar știi că și tatăl e la Paris? Adevărat? Da, trebuie să vină într-o clipă într-alta, s-a dus să plimbe puțin. Vai de mine, atunci eu șterg, mă duc să-l caut. Stai! Pe unde să-l mai cauți? Cred că a venit. Mama. Am venit, ia uitați-vă, mi-a cumpărat un târnăcu. Un târnăcu, visul meu. Dacă te închipui că-i plăcut să te plimbi pe bulevard cu un domn cu târnăcu. Da, cu Orzambă unde este? S-a dus după cumpărături. Dar ce văd? Simeon! Papa! Fiul! Ia spune repede, cum se simte? Cine? Cine? Vaca? Mulțumesc, foarte prost. Dar cum? Tu nu ești la școală la Grignon? Eu? Nu. Fiindcă am fost trimis cu vaca aici, la spital, să o consulte. Și când pleci? Acum, adică azi. Și... Papa, ce ar fi să-mi dai niște bani? Înțelegi, mi-ai plătit la poștă, ar fi o economie, nu? Da, foarte de bine. Nu. E singura Paris, ai putea face nebunii. Bine, papa, dar cum am? Nimic. O să-ți dau bani de seară înainte de plecare. Aha, ascultați, astă seară suntem invitați. Unde? La un bun prieten de al meu. La, cum îl cheamă Leonica? Domnul Cocarel. Exact, Cocarel. Cocarel, agent de mutări care... Dă o serat. Ce bine, papa, o să dansăm? E, mai e vorba, o să fie petrecere mare cu muzică, cu prăjituri. Bine, eu o să-mi las tărnăcopul la garderobă. Silven o să poată veni și el. Nu, papa, dar nu vreau. E drăcie și eu care de seară trebuie să mă văd cum eram. Papa, cu plăcere aș merge și eu, dar... Hai să mergi, să cunoști în altă societate și să vezi bunele maniere. Altfel nu-ți dau bani. Vai, papa, dar cum crezi că n-am să fim se poate? Cum mă iau banii cu moșteri? Copii, ia. Să verificăm după liste dacă am făcut toate comisioanele. Da. Dă-mi săculețul, Blaș. Așa, mulțumesc. Așa. Ia uite aici. Brățări, tabachere, am de valizat tot orașul. Trebuie să le împărțim pe cap de om. Da, nu acum. Uite, chelnerul a venit cu tacămurile. Hai, la masă, la masă. Strânge prada blanșă. Da, papa, am și strânge. O să împărțim după ce mâncăm. Hei, de ce facem, chelnerii? Gata? Da, imediat. Julo, așează masa. Julo, îi vezi pe ăștia? Da. Au un sac plin de lucruri pe care vor să le împartă. I-am auzit spunând, am devalizat tot orașul. Ciudat, foarte ciudat. Hei, Keller! Da, gata! Hai. Dino, Julo. Ciudat, foarte ciudat. Ce are Keller ăsta, l-ați văzut cum ne prive? Ochii mari, uite așa și a ieșit mormăind... Ciudat. Ce s-a părut? Ei, uite-l pe Cordamboas. Da, unde omule, domnule?
Mă așteptați de mult. Bună ziua. Da, cine e? Silvem, ziua tinere. Vă salut, domnule Codam. Dar ce-i numit Codam Boate? Ești așa de roșu la mare. Am alergat, m-am grăbit. Și ce-i cu dumneata? Ți s-a urcat burtă la piept? Ce, să vede? Auzi vorbă, ce s-a întâmplat? Bine, mai bine să vă spun adevărul. De câteva vreme văzând că iau proporții ce mi-am zis, toți sunt la Paris. Hai să-mi iau un corset. Asta e bună. Ce-ai cocoțat burta la piept? Dacă ați văzut, doi vânzători s-au chinuit să-mi strângă și returile. E drept că și pe mine mă cam strânge. Dar negustorul mi-a spus că cu vremea o să se mai lase. Pot să servesc? Da, vorba e vorba. Silvan, ia așa de la masă. Hai să mănânci cu noi. Mulțumesc, papa, dar am mâncat. Ce mă fac? Miranda trebuie să vină dintr-o clipă în trahă. Hai, bine, stai jos. Bine, stau jos. Ce bună, tată. Ce păcat că mă strânge, mă duc să dau drumul la șireturi. Tati Leonida, mai vreau puțin. Da, mulțumesc. Vai, dar e o bună tată, ea bună din. Era așa de foame. Papa, papa, eu mă duc. Bine, bine. La revedere, papa. Cum pleci așa, fără să mă pupi? Ba da. Leonida, dragă, mă rog. Pe de seară. Strada Giubernu, mă rog și rășit la prietenul meu, domnul. O să spun că m-am săturat. Cum îl cheamă Leonida? Domnul Cocarel. Cocarel, Cocarel. Cocarel, ne-a la revedere. Bun băiat. Ăsta iese fermier în glumă. Da. Mă simt puțin mai bine acum. Haide să ne mișcăm, Miță. Propun să vizităm Arcul de Triumf. Da. Keller? Da, vă rog. Socoteala. Poftiți. Dă-mi-o mie. M-am pătrat. Așa. Cum? Cât? Ce te-a fi? 137 de franci. 137 de franci. Sigur, ce ți-ai zis? Așa din provincie. Hai să-i jumulesc. Dar, domnule... Află că suntem la fel de șmecher ca și tine, poiule. Prețurile sunt pe listă. Ia să controlăm. E adevărat. Ia să-mi dai lista, băiete. Hai să-ți arăt eu ție. Poftiți. Nu mai pomeni, papa. Ia să. Ia vezi, papa. Hăi. Eram sigur. Poftim. Pepene? Un franc felie. Și în socoteală ai trecut 10 franci. Banditule! E 10 franci pe listă, domnule. N-ați văzut bine. Uitați-vă, un 1 și un 0. Unde-i 0? Aici, la margine. La margine! Da-te din ala, negat. Ia-te, poftim în listă, e trecut 2 franci. 2 franci, poția! 2 franci, poția! 20 de franci! Zero e la margine. Sunt jefuiți. Toate zerurile sunt la margine. Nu, nu, nu plătim. Unde-i patronul? Alături. Hai, Leonida! Hai, Leonida! Nu, mie nu-mi place să mă cert după masă. Duceți-vă voi. Da, bine, așteaptă-ne aici. Lasă că o să-i arătăm noi. Kellner, da, domnule. Este nițel. Da, domnule. Spune, unde vine strada Joubert, numărul 55? E departe? Nu, domnule, a doua la stânga. Bine, să le spui prietenilor mei că peste un ceas o să vin și o să-i întâlnesc la Arcul de Triumf. Mă rog. Am plecat. Domnul Cocarel, strada Joubert, numărul 55. Poate să-mi găsesc acolo fericirea. Ia auzi cum țipă, parcă ar fi turbați. Suspecți, foarte suspecți oameni. O să chem toate polițiile din lume. Nu plătim nicio centimă. O să ne judecăm. O să ne judecăm la tribunal. Auzi, dumneata, că ne-a redus de plămâia 50 de centimi. Domnule, prietenul dumneavoastră, ascultă-mi. Dă-mi bune pace. Ascultă, iei 100 de franci ca să terminăm povestea. Eu nu pot să hotărăsc, domnule. Bine. Hai să ne facem că plecăm și... O să lasă din preț. Hai, luați pachetul. Aici, domnule agent! Dumnealor sunt care nu vor să plătească. Aha, dumnealor, vă rog, și de ce nu vor? Fiindcă nu vrem să fim jupuiți. 10 franci pe mie de pepeni. Asta e hoție, hoție la drumul mare. Toate zerurile sunt mascate. E infamie. Și dacă nu mi se face dreptate, să-mi fac singur. Cu umbrela asta, cu umbrela asta. Ce-a fost asta? Un ceas. Ți-a căzut un ceas din umbrela. Dați-mi voie. Un ceas de buzunar cu lanțul rupt prin violență. Dar ceasul ăsta a fost mult. E un ceas de furat. Dar cum a ajuns ceasul ăsta în umbrela dumitale? Dumnezeu,
și eu nu înțeleg nimic. Domnule agent, căutați-i, mai au și alte obiecte asupra lor, pretind că au devalizat tot orașul. Cum? Da, uite ce, ia poftiți cu toții la comisaria. Da? Mă rog, nu înțeleg, care comisaria? De poliție, acolo o să înțelegeți mai bine. Vino și dnata, Kellner, cu lista de prețuri. O să plătească cum mă vezi și te văd. Papa! Înainte, marș! Papa, ce or să ne facă, papa? Nimic, fata mea. Un cetățean onorabil se prezintă cu fruntea sus în fața justiției. Să mergem, să mergem, copii! Într-una din sălile comisariatului de poliție, notabilitățile din Ferte-sous-Jouarre așteaptă cu fruntea sus ca justiția să le aducă lumina nevinovăției. O să vină comisarul și o să ne ia interogatorul. Da. E ce o să-i răspundem dacă n-avem nimic de spus? Cola, dar nu mai gesticula cu târnăcopul, că o să-mi scoți ochii. Pardon. Papa, papa, mie mi-e frică, papa. A fi liniștită, fata mea, e doar o neînțelegere la mijloc. Până una alta, suntem la închisoare. Mai întâi că nu suntem la închisoare, suntem la poliție, nu-i tot una. În orice caz, era mai bine dacă mă ascultați pe mine și mergeam la bâlci la crepit. Tu ești de vină. Eu de unde să știu eu că la Paris cresc ceasornice în umbrele oamenilor. Acum bag de seama, Cordamba unde-i? A dispărut. A dispărut în momentul primejdii, lașu. Ah, cel puțin el e liber. Copii, o să vină comisarul. Să nu vorbim toți odată. Să alegem dintre noi o persoană calmă, eloventă, inteligentă. Și dacă s-o cotiți că modesta mea persoană ar întrune aceste calități. Da, să lăsăm numai pe papa. Da, foarte bine, foarte bine. Eu o să-i dau o mână de ajutor. Liniște, vine să un comisar. Aha, sunteți patru. Deocamdată. Stai jos. Domnul comisar e prea amabil. Fiți calm, și zâmbiți. Zâmbiți ca niște oameni cu conștiința păcată. Așa. Ce te-a apucat? Păi mi-ai spus să râd. Să zâmbești, nu să râzi ca un nătru. Ascultă, știi. Liniște acolo. Vă să zic că e vorba de un ceas de furat găsit în umbrela unuia dintre voi. De ce vă schimonosiți așa? Zâmbim. Zâmbetul este oglinda unei conștiinți curate. Ajunge. Ce aveți de spus? Domnule comisar, uitați care e adevărul. Vorbește dumneata. Care vă zică fără chestia cu pușculița? Noi nu ne-am fi aflat acum aici, întrucât am plecat azi dimineață cu trenul de 5:20. Și domnul Felix a pierdut trenul. Dar ceasul... Dacă domnul comisar ar binevoi să îngăduie... Nu, dumneata, stai jos, mă rog. Să vorbească bătrânul. Domnule comisar, eu am votat pentru bâlciul din Crepi, dar majoritatea a fost contra. Stai complet idiot. Rezultă din aceasta că nu sunteți din Paris. Vlăstare din Ferte-sous-Jouarre, comună binecuvântată. Ți-am spus să stai jos, răspunde numai bătrânul. Stai jos! Ați venit la Paris ca vizitator. Din pricină de caniot. Am venit ca admirator ai marelui oraș. Ți-am spus să stai jos! Adică, mă rog, dacă ții neapărat să vorbești, poftim, mai vorbești odată. Cum a ajuns acest ceas de furat în umbrela dumitale? Comandant de pompieri al comunii mele, învestit cu funcția onorifică care mă onorează. El a dat pompa, domnule comisar. Cred, domnule comisar, că am făcut de ajuns pentru patrie, încât... În ceea ce mă privește pe mine, domnule președinte, fiind fermier din tata fiu, eu însă sunt fermier onorabil, habar n-am ce-am pus cu ceas. Bine, bine, bine. N-a făcut niciun rău, domnule comisar, E gata, isprăviți odată. Răscoliți în sertarele vieții mele, trecutul meu răspunde pentru... Liniște, liniște! Stați sos! Poți! Da. Sunt prea idioți ca să fie periculoși. Uite ce... Eu sunt gata să vă cred pe cuvânt și să vă dau drumul. Dacă bineînțeles, nu e nicio plângere împotriva voastră. Să intre martorul, chelnerul de la Vefur. Chelnerul de la Vefur! Vă salut, domnule comisar! Bună ziua! Ce ai de spus? Eu? Nimic decât să mi se plătească socoteala. Poftiți nota. 137 de franci. Niciodată! Niciodată! Zerurile sunt pe margine! Nu plătim margine! Nu plătim margine! Liniște! Dar de ce nu vreți să plătiți? Fii că domnul Keller e un bandit! Aia, ascultă! Dacă e vorba de bandiți, nu mă face să vorbesc! Dar ce vrei să spui? Te somez să te explic! Ia, nu mai faceți pe grozavi! Să vă caute numai nițel în sacul cu pradă și o să vedem cine e bandit. Cine a devalizat orașul? Ce?
Ia dați sacul încoace. Ah, un binoclu, brățări, tabachere, evantaie. Sunt comisioane pentru comisioane pentru prietenioși, da. Domnule comisar. Provă că suntem oameni cinstiți dacă ni se dau bani pe mână. Grav, foarte grav. În propriu dumneavoastră interes, vă somez să mărturisiți totul. Eu, domnule comisar, cred că am făcut destul pentru orașul meu. E vina mea că nu sunt incendi din comună? Nu vă pune nicio rău, domnule comisar. E oribil, protestez în numele civil. Gata, gata! Acum am înțeles. Sunteți o bandă organizată. Noi? Domnule președinte, sunt fermier din toată încheia. Ia, nu mai face pe țăranul că nu mai prinde. Agent? Ordonați! Adu-o trăsură și du-i la închisoare! La închisoare! Pickpocketilor! Ce înseamnă asta? Pickpocket! E pe englezește, papa! Cineva care umblă în buzunarul altuia! Nu! Cric, crac, na! Ne-a încuiat! Și domnul Cocarel care mă așteaptă. Mi-au zdrobit viitorul. Domnul Felix, nu o să mă mai am niciodată de nevastă. Și Silven care mă așteaptă în altă societate. Copii, sunteți în stare de o faptă măreață. Ce faptă? Încet. O să vă propun un gest. Copii, vrei să fugim? Să fugim. Eu sunt pentru, dar pe unde? Asta e, pe unde? Târnăcopul meu, să facem cu târnăcopul. Stați, copii amui, te genial. Să facem cu târnăcopul lui Coladan o gaură în perete. Am o idee genială, auzi. Eu spun târnăcopul meu și una lui pretinde că e ideea lui. Coladan, uite ce-i spune. Mama, nu să mă certați în asemenea momente, te rog. Da, dreptate, fata mea. Hai, Coladan, facem o gaură în perete, ne strecurăm prin ea și a noastră e libertatea. Dar o să ne audă ciocănind. Ești dracul, la asta nu m-am gândit. Dar ce te făcut? Cântat cât vă ține gura, ca să acoperiți zgomotul. Să cântăm, dar ce? E orice, numai să fie tare. Atenție, încep să ciocănesc. Începe, una, două, trei. Haideți în cărnițel, în cărnițel! Gata, s-a făcut o găurică. Începe să vadă dincolo. Unde-o fi dând? Stai, să mă uit eu. Vine un miros de tutun. Hai! Copii, știți unde dă? Unde? În birou comisar. Ce te pierduți! Dar ce faceți aici? Păi noi... Bun! Un târnăcop, o gaură în perete, da. Tentativă de evadare. Târnăcopul cu ăla, da. Stați bine, îngerașilor. Agent! Da, domnule comisar, trăsura a venit. Încarcă-i și la închisoare. La închisoare! Ați auzit? Doamne, părăt! E aproape ora 8, ora pe care Leonida o aștepta cu emoții. În strada Joubert, numărul 55, la domnul Cocarel, agent matrimonial, se fac pregătiri pentru întrevederea ce urmează să aibă loc în seara asta. Domnul Cocarel o așteaptă pe Leonida, frumoasa provincială, așa cum a anunțat-o el pretendenților. Nu din rea credință, ci pur și simplu pentru că nu o văzuse niciodată. Iată-l. Foarte aferat, domnul Cocarel dă valetului ultimele dispoziții. Deci totul e în regulă, Josef? Da, domnule. S-a aprins candelabrul din salonul cel mare? Bineînțeles.
Astăseară avem o întrevedere de prim ordin. Mărit o fată de înfărtesul Joar cu 100.000 de franci dotă. Înghețata a venit? Da, domnule. Fursecurile? Da, domnule. Figuranții sunt aici? Sunt la vestiar, se îmbracă. Sunt prezenți toți? Da, domnule. Lipsește numai Anatol. Anatol? Știți, cel care face de obicei pe atașatul de ambasadă. Anatol n-a venit încă. Nici nu vine, domnule. Vrea 10 franci mărire de salariu. 10? Pentru cheltuieli de reprezentare. Mănuși, pomadă, apă de toaletă. 10 franci? A nebunit. Păcat, recunosc că făcea o figură foarte bună, era decorativ. Mă rog, în sfârșit, nu încep să servești înghețata decât după ce au sosit pretendenții și fata din provincie. Da, domnule. Ascultă, ai pus în vedere figurantilor că nu au voie să se atingă de înghețată? Bineînțeles, domnule. Și fără vorbe grosolane, fără aluzii echivoce, ținută perfectă. Desigur, domnule. Du-te și aprinde candelabrul. Prea bine, domnule. Ascultă și da. Orchestra să nu înceapă să cânte până nu spun eu. Da, domnule. 8 fără 10. Scrisoarea frumoasă Leonida confirmă ora 8. Ia să mai văd o dată ce scrie. Domnule Cocarel, voi fi la dumneata la ora 8 seara. Deci trebuie să vină. Perfect. Astă seară fac o afacere splendidă. 5% din dote. 5.000 de franci. Și dacă jumătate din descrierea pe care și-o face Leonida corespunde realității, o mărit într-o secundă. Ia să mai văd o dată, zice. Sunt brună, dar fruntea mea strălucește de o paloare plină de poezie. O dulce melancolie împletită cu sclipiri de veselie strălucește în ochii mei. Sunt distinsă, manierată, expansivă, blândă. Se pricepe la reclamă. N-am să vorbesc de calitățile mele sufletești, dar din frage de copilărie port de grijă cu cel mai sublim devotament fratelui meu, mult mai vârstnic decât mine, un bătrân reumatic, morocănos, dezagriabil. Și cu toate acestea, niciodată vreun suspin de exasperare nu s-a desprins de pe buzele mele de trandafir. Cine e? Cu domnul Cocarel, vă rog. Da, eu sunt. Ce doriți? Aici e petrecerea. Poftim? Papa mi-a spus că pot să vin. Papa? Aha, probabil un client. Da, poftiți, vă rog. Da, mulțumesc. Lasă-o. În moment să vă trec în registru. Registru? Da, numele dumneavoastră. Sylvain Jérôme Coladin. Sylvain Jérôme Coladin. Mulțumesc. Avansul e de 100 de franci. Nu înțeleg. Taxa de înscriere pentru primire de mesă. Taxa de... Mă rog, pentru asta vorbiți cu papa. Trebuie să vină și el. Vine și tatăl dumneavoastră, da, foarte bine. O să discut cu dumnealui. Da, sigur, cu dumnealui. Ciudată petrecere. Domnule figuranții, asta, invitații au sosit. Sunt în salonul cel mare. Da. Mă duc să-i primesc. Poftiți cu mine, domnule Silve. Plăcere. O să cunoașteți câteva persoane din cea mai bună societate. Din păcate, știți, atașatul de ambasadă nu poate veni astă seară. A cerut 10 franci mai mult. Papa, cum? Da, măgară. Voiam să spun, Josef, ce te-am nestești, obișocule? Adică, știți, atașatul de ambasadă nu s-a mulțumit cu partida pe care am găsit-o cu 5 milioane dotă. 5 milioane? Da, vrea una cu 10 milioane de franci mai mult. 10 milioane? Da. Poftiți, vreau. Poftiți pe aici. O să vă prezint niște persoane foarte fericite. Îl caut pe domnul Cocarel. Dumneavoastră sunteți domnul care a mai fost pe aici azi de dimineață. Întocmai, domnul Cordambois Gustave. Fii bun și mă anunță. Domnul Cocarel e acasă? Domnul Cocarel primește tocmai invitații. E cu un pretendent. Un alt pretendent? Dragi, am o concurență. Anunță-mă repede. Am plecat, domnule. O clipă. Haide. Cum găsești căldinele din gotai? Turnată, domnule. Bine, mai fie vorba, se vede că am luat-o cu chirie. O mici vorbă, domnule. Bine, ea nu o nouță. Avea numai niște pete pe care le-am scos pe loc. Singurul lucru e că miroasa benzină, nu găsești? Deloc, domnule. Păi cred și eu am primat pe mine o sticlă de parfum de trandafir. Ia spune-mi, au sosit cumva două doamne soțite de doi domni, dintre care unul cu un târnăcop? Până la ora asta nu ne-a sosit niciun târnăcop, domnule. Ciudat. Am așteptat un ceas la Arcul de Triunf. Pe unde o fi umblând? În sfârșit, ascultă, vrei să capi 10 franci pentru un răspuns sincer? Cu plăcere, domnule. Sinceritatea e specialitatea mea. Ia spune-mi, cum arată frumoasa necunoscută? E blondă sau brună? Ca să fiu sincer, nu știu, domnule. Încă n-a văzut-o nimeni. În orice caz, dacă e urâtă,
mă întorc cu primul tren. Dar dacă într-adevăr e frumoasă, fac o afacere strălucită, înțelegi? 100.000 de franci dopte înseamnă 5.000 de franci venit lunar. Cu încă 4.000 pe care mi-aduce farmacia mea, o să am 9. 9.000! La fel ca Chambourcy. O să donez și o pompă comun și Chambourcy o să crapete necaz. Înțelegi? Adică n-ai de unde. Hai, tu te-și anunță-mă. Prea bine, domnule. Dar cei 10 franci? Care 10 franci? Pentru sinceritate. A, bine, mai târziu vedem noi. Da? Atunci pot să vă mai fac un avans. Știți, în privința benzinei. Așa. Nu mirosiți. Vedeți? Trăzniți. Ia te uite, domnule. Tot benzina e mai tare decât esența de trandafiri. Dragi. Domnule Cordandoa. Ați sosit? Da. Am întârziat, domnule Cocarel. Dumneavoastră nu. Domnișoara e în întârziere. E nouă fără un sfert. Da, parcă e un miros ciudat în cameră, nu găsiți? Da, deloc. Benzina mea. Domnule? A sosit frumoasa provincială? Nu. Domnișoara Amanda, care face pe fata industriașului, s-a năpustit asupra unei înghețate și a început să o mănânce, domnule. Zice că dacă e bal să fie. Nu e rușinat, asta e că e rete o bală. Spune-i că vin la ea acum. Mă iertați, domnule Cordandoa, mi se anunță vizita unui alt personaj. Dacă-mi dați să vă însoțesc, ador lumea bună. Cu plăcere, vă rog, poftiți. Domnule șef de orchestră, puteți începe. Intrați repede și închideți ușa. Am închis o casă. Sunteți siguri că nu ne-a urmărit nimeni? Cine s-ar fi putut ține după noi? Fugim de jumătate de oră. Frumos fel de a ieși în lume. Fii mulțumită că suntem liberi. Ce? Uite-l pe Cordandoa. Ce-am văzut în sfârșit? Da, dumneata aici? Îl cunoști pe Cocare? Da, cum să mă cunosc? Sunt prieten cu el de 20 de ani. Ia te uită, și eu la fel. În orice caz, vă felicit. Era vorba să mâncăm caniota împreună și dumneavoastră vă ascundeți de mine și o mâncați singur. Reproșuri? Mărturisesc, domnule, că nu m-aș fi așteptat la una ca asta să fugi ca un laș în momentul primejdii. Cred, domnule, că Napoleon Bonaparte n-ar fi făcut una ca asta în fața piramidelor. Ce te spui acolo? Vorbesc de atitudinea dumitale incalificabilă. Chambourcy! Domnule, papa, te rog! Nu pricep ce vreți de la mine. Două ceasă v-am așteptat în fața Arcului de Triunf. Cu atât mai mult, domnule! E regretabil că aspectul acestui monument consacrat eroismului și curajului n-a trezit în pieptul dumitale acele sentimente. Chambourcy! Stați, frate, mai mare! De rușine. Sunteți concetățeni. Hai, împăcați. Papa, te rog, papa. A sfârșit. Dar numai fiindcă mă roagă familia. Slavă Domnului. Și acum explicați-mi de ce ați dispărut. Din pricina ceasului din umbrelă. Poftim? Dar când să ajungem la închisoare... Care închisoare? Ne urcaseră pe toți patru într-un cupeu. Da, agentul stătea pe capră lângă birgea. Așa. Întrebarea era... Cum să-i vadă? Dar de unde să-i vadă? Nimic nu pricep. N-auzi, frate, că figura cu turnăcopul nu s-a prins, deși s-a făcut gaură, având în vedere că dădea în birou comisarului. Da, în birou. Înțeles. Poți să-i spui mai departe. Da, în drum spre închisoare, ajungem pe bulevard. Cupeul se oprește la o încrucișare. Circulația grea, zi de carnaval. Deodată, văd prin portiera din dreapta 4 dominori care din mulțime făceau semn birjarului nostru, crezând că e liber. Profit că agentul s-a uitat tocmai în altă parte, le fac semn că da, deschid ușa încet, coborâm, cele 4 dominori se urcă în locul nostru și noi o rupem de fugă. Și cei 4 sunt duși la închisoare în locul nostru, înțelegi?
Da, agentul, agentul, gândiți-vă la mătrași. Acum ai priceput, gâscă cu trufe. Nici o iotă. Cum, omule, când îți explicăm de un ceas cum... Da, urât mai miros. Oh, el miroase așa? Oh. Așa de tare se simte? Atât staznițel, am văzut pe undeva o sticlă de iodofor. Mă duc să o torn pe mine și dacă tot mai miros, rămân în cămașii. Anunță-l pe domnul Cocarel că am venit. Ce foame mi-e. Papa, trebuia să fi mâncat ceva în drum. Cu ce bani? Ai uitat că ne-au reținut toți banii la poliție? Vino cu mine, fata mea. Poate găsim un biscuit pe undeva prin casă. Ia, dă-mi brațul. Oh, ce bine. Așa. Teofil, am rămas singur. Să-l chemăm pe domnul Cocarel. Da, hai să-l căutăm. O clipă, dragă. Sunt zbârlită rău? Stai să mă uit la tine. Nu, nu ești, da? Nu se poate face nimic. Cum? Stai, nu mai mă întreba, că vine seara. Abia acum am aflat că ați sosit. Da, am dat voie, Teofil, și am bursit. Încântat, Cocarel. Ea e probabil mămica. Mă rog, și unde e fata? Aici. Care fată? Frumoasa Leonida. Eu sunt. Asta e bună. Ce-a fost? Nu, nimic, ziceam și eu. Cred că după succesul ăsta putem să și plecăm. Domnule, între noi fie vorba, ce mai, nu merge. Ce? Dar n-am spus asta, găsesc că domnișoara e o persoană foarte bine, capabilă să inspire chiar o pasiune. Uită-te la ea. Teofil! Uită-te la ea și spune și dumneata. Dumneata, ai luat între nevastă? E, bineînțeles, dacă împrejurările ar fi. Foci. Păi zici că nu te crezi. Teofil, ești prost și obroasnic ca întotdeauna. La urmă, eu aș fi foarte mulțumit. Fericit chiar, fiindcă dacă știi ce caracter are, nu-i pe lume femeie mai greu de suportat, mai morăcănoasă, mai agră. Mai încet, vă rog. Dar nu e adevărat, vă rog să nu-l crezi. Bofturoasă la mâncare. Mai încet, poate să vă audă cineva. Adevărat, amatorul poate o fi pe alături, nenorocit. Nenorocit. Da, pot să vă anunț cu satisfacție, domnișoara Leonida, că la ora asta am doi pretendenți. Doi? Și poate chiar trei. N-aveți decât să alegeți. Bravo! Hai să-i vedem. Da, o clipă, vă rog. Nu vă gândiți, cred, să apăreți în salon cu rochea asta. Vai de mine, dar n-am adus alta. Ce mă fac? Fiți liniștită, totul e prevăzut. Domnule Șambursi, da. Conduceți pe domnișoara la vestiar, pe culoar. Da. Prima ușă pe stânga. Întrebați de lui scroitoarea sa mea. Da. Ia o să vă dea o roche de seară. Da. Desigur, când o să ieșiți din mâinile ei, domnișoară, veți fi de nerecunoscută. Nimeni nu o să vă mai poată rezista. Adevărat? Uite ce e cu care. Da. Dacă reușești să-mi o placez, da, sunt gata la orice. Poftim, îi măresc dota, da, cu încă 20.000 de franci. 20.000 de franci. Mulțumesc, domnule, dragi, destul ăsta răscumpără multe. Da, am spus, dacă te plasează. Cu 120.000 de franci, vai de mine. Am măritat eu o negresă de 56.000. N-aveți nicio grijă. Vă rog, treceți la îmbrăcat. Poftiți, hai, poftiți. Hai, Leonida, hai. Știu, întrebăm de domnșoara lui scroitorea asta. Da, pe aici, vă rog. Prima ușă pe stânga. Da, mulțumesc. Talia 1,90, vârsta, ce să mai vorbim, dar și 120.000 de franci dotă nu sunt de aruncat. Vino, papa, domnul Cocarel vrea să vorbească cu tine. Dumnealui e? Domnul Sylvain, poftiți, vă rog. Da, l-am adus pe papa. Încântat, domnule, și țin să vă mulțumesc pentru încrederea ce mi-ați arătat-o trimițându-l pe fiul dumneavoastră la mine. Da, mi s-a spus că putem veni la dumneavoastră ca la noi acasă. Da, bineînțeles, casa mea e deschisă oricărui tată de familie. Am stat de vorbă cu tânărul. O să-i găsim o nevastă de prim ordin. Cum o să binevoiți să vă ocupați de el? Da, nici mai e vorbă. Sylvain, mulțumește. Mulțumesc, domnule Cocarel. Știți, ați căzut într-un moment foarte bun. Am câteva partide excepționale. Un moment, ia să căutăm în registru, vă rog. Două secunde și vă spun tot. Vă să zic numărul 12. Asta ar fi ceva. Un moment, stați puțin. Știți, nu vă spun numele persoanelor. Înțelegeți, e discreție profesională. Am avea de pildă, da, numărul 2403. Cred că v-ar conveni de minune. Dot 50.000 de franci. Ce ziceți?
Nu, e mai bine să vă spun de la început, e, mă rog, mă rog, la 80.000 de franci nu o să ne certăm noi pentru un ochi mai puțin. Ba, ba, pardon, papa, dăm voie. Tu să taci din gură. Stați nițel. Uleu, uite, unde mi-era capul. Stați puțin, păi am ceva excepțional, domnul, vai. Un suflet, cei mai frumoși ani din viață și i-a consacrat unui frate bătrân, reumatic, respingător. 120.000 de franci dotă. Îmi place cel mai mult. Știi ce? Îți propun o combinație. Da, anume, vă rog. Băiatul o să ia pe cea cu 80.000. Chioara? Da, da, chioara. Și eu o să mă aranjez cu cea de 120.000. Dumneavoastră cu cea de... De ce nu? Da, în fond de treaba lui. Mă rog, atunci, dacă îmi dați 200 de franci... Care 200 de franci? Păi e taxa de înscriere pentru două persoane. A, nu, nu plătim nimic până nu le vedem. Păi, dar nu se poate. Nu, 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 atunci nu ne însurăm. Da, nu, nu, hai, hai, fiure, dincolo să dansăm. Nu ne însurăm. Ei, cum e de toate mi-es pe dos astă seara. Domnule Cordamboa, poftiți-vă. A venit? A venit. În sfârșit, ați văzut-o? E blondă? Fiindcă să știți că mie nu-mi plac decât blondele. Zestea s-a urcat la 120.000 de franci. Dar din păcate e brună. Bine, dar face, mie nu-mi plac decât brunele. Eram sigur. Ai, de mega bani. Hai, prezentați-mă. Imediat. De unde oare? Nu simțiți? Miroase așa, e o doformă. Nu, nu, nu vă ocupați de asta. Nu? Da, un moment. Domnișoare, vreți să aveți amabilitate, rău? Plăcere, domnule Cocarelcu. Poftiți, dați-mi voie să vă fac prezentările. Leonida! Cum, cum, ce-a făcut? Dar ne cunoaștem, de 20 de ani jucăm cărți împreună. Ea era frumoasă cu inimă de aur. Pentru el m-ai adus până la Paris. Mie să-mi dai bani înapoi, Cocarelcu. Auză, bani înapoi, Cocarelcu. Fără gălăgie, un moment, vă rog. Am alte partide, ocazii unice. Aveți răbdare, vă rog. Vreau să plec imediat. Unde e răbdarea? Aveți răbdare, domnișoară. V-am spus că am 3 pretendenți. Ăsta a fost primul. Nu contează, am un altul încântător, bine situat. Vă rog, liniștiți-vă. Aranjați-vă puțin și vi-l trimit imediat aici. Adevărat? Da, o clipă, nu mai stați puțin. Un bărbat încântător, mai, bine situat. Să-mi liniștesc inima. Hai, domnule Beșu, curaj. Intrați, e aici. Curaj. Vine. Domnișoară. Dumnezeule, comisarul de azi dimineață, te nu m-ar recunoaște. Îngăduiți-mi să binecuvântez întâmplarea care face să vă întâlnesc singură în acest salon din întâmplare. Din întâmplare. Păreți tulburată. Eu nu. Frumoasă femeie, da, parcă am mai văzut-o undeva. Mă iertați, n-ați fost dumneavoastră marți seara la Teatrul Italian? Nu m-a recunoscut. Domnișoară, deși n-am avut cinstea să vă fiu prezentat, eu vă cunosc. Da? Da, știu atâtea despre dumneavoastră. Da, știu că aveți o inimă de aur și că cei mai frumoși ani din viață i-ați consacrat unui frate bolnav și urcios. Prospectul, slavă Domnului, n-am niciun merit, era de datoria mea. Inimă de aur, unde naiba mai văzut-o? Mai iertați, n-ați fost dumneavoastră sâmbătă la grădina botanică? Nu, mă iertați, eu trebuie să plec. La revedere, domnule. Leonida, merge. Hă, comisar! Nu, întâi s-o văd și pe urmă taxa de înscriere. Uite-ți pe celălalt, comisar! Acum știu, ei sunt toată banda! După mine, copii! Puneți mâna pe ei! A doua zi, în zori, pe o stradă lăturalnică din Paris. Ostral,
două dugheni, o băcănie și o fructărie, iar peste drum o construcție neterminată, înconjurată cu schele și scânduri. Închipuiți-vă totul scăldat în lumina rece a zorilor tulburi și veți avea cadrul în care se va desfășura deznodământul dramaticii aventuri a notabilităților din Fertesul Joar. Dar unde sunt sărmanii noștri eroi persecutați de soartă, de comisar, de agenți și urmăriți de toate calamitățile? Aseară au scăpat prin fugă. Comisarul le-a pierdut urma și de atunci stau ascunși aici, printre schelele construcției neterminate. Peste câteva clipi vor ieși de acolo tiptil, unul câte unul, dar n-a venit încă momentul, deocamdată pe stradă e lume. Tricoș Băcanul tocmai își deschide dugheara și alături, doamna Chalamel, precu piața, așează pe trotuar în fața prăvăliei un coș plin cu ouă. Bună dimineața, domnule Tricoș. Alarme gustoreasă. Azi începe postul și ai și adus o proaspete. Fiindcă sunt prevăzătoare, domnule Tricoș, de o lună le-am pus deoparte. O proaspete de o lună. E bine și așa. Sigur. La revedere, vecină. Mă duc în prăvălie. La revedere, vecine, la revedere. Au intrat în dugheana lor. Oh, ce zoastră! Cine? M-ai speriat. Au plecat. Da. Ce voiaști, Dumnezeu, de ce voiaști? Mai termin o dată. Așa o țin de ieri noapte. Ei, ce-am uite-l și pe ăsta. De ce nu stați ascunși? V-am spus să nu ieșiți până nu vă chem eu. Trebuie să ies. De ce? Ca să protestez. Așa nu se mai poate, e o infamie, o crimă și un asasinat. Să pșea nume. Că stau așa de ieri noapte cu capul pe cărămici, cu ghetele în var, fără să pun nimic în gură. Mie foame la oră fixă, domnule. Oh, ce voiași, Dumnezeule, ce voiași. Liniștiți-vă, frate. Cum să scoală Leonida, luăm trenul și plecăm acasă. Dar cu ce bani când ne-a oprit tot la poliție? Oh, Dumnezeule, protestez cu toată energia. Staci. Noi n-avem bani, dar are curs d'amboa. Eu? De unde? Cum de unde? Dar pe tine nu te-au buzunării la poliție. Adevărat, el a rămas cu bani. Ura! Dați-mi voie. Mă rog, v-ai scris pe franș pentru cheltuiel personal. 100 de franși pe care mi-a luat pungașul de cocarel ca să-mi arate pe sora dumitale pe care o văd pe gratis de 20 de ani. Mă rog, dar ce-i păi spice frazul prea de jos? Tăi coace! Nu-i mai ea. Am plătit chiria pentru redingote. Bravo, nu. E o infamie, o crimă, urmă, ce voiași, ce voiași. Ajunge! Nu vă mai văicăriți. Cer Dumnezeu, sunteți oameni în toată firea. Aveți încredere. Mai e și o providență pe lume. 10 bani. Ce? Am găsit 10 bani în buzunarul vestii. Ați văzut? Ce spuneam eu? Providență. Halal, dar ce vrei să facem 5 oameni cu 10 bani? În orice caz dai moace. Nu, ba deloc, acești bani aparțin comunității. Doar ea ne va putea hotărâ destinația. Cine cere cuvânt? Eu. Nu, pe rând. Guardambo, ai cuvânt. Domnilor, ce voiași, Dumnezeule, ce voiași. Bine, ești pe urmă? Atât am avut de spus. Paladar. Propun să cumpărăm de 10 bani pâine și cărnați. Bravo. Și după ce-i mănânci, ce facem? Păi știu și eu. Îți dai seama cât ți-e deruginită mintea. Ce vrei, domne? Eu dacă nu mănânc la oră fixă... La mine e din potrivă, domne. Greutățile, adversitățile mă oțelesc. Primejdea mă exaltă. Sunt născut să înfrunt situații excepționale. Și iată ce am să fac. Am să cumpăr o marcă de 4 bani. Ce fel de marcă? Ce fel de marcă? De scrisoare. Și-am bursit, dar asta nu ține de foame. Ce voiași, Dumnezeu, ce voiași. Aveți sau nu încredere în mine? Mă rog, fii. Cu această marcă voi trimite o scrisoare la Fertesul Joar lui Bocantem Perceptorul, prietenul nostru. Și îl voi ruga să ne trimită de îndată 500 de franci. 500 de franci? Suntem salvați. Dar un moment.
Cer permisiunea să fac observații. E, unde o să ne trimeată banii când n-avem domiciliu? Și din ce o să trăim până atunci? Aveți răbdare. Pe vremuri când veneam la Paris, trăgeam la hotelul Gaiarbois și totdeauna dădeam purtăresc și un franc bacșiș. E cu neputință să nu-și aduc aminte de mine. E bine, și ce? O să ne instalăm la hotelul Gaiarbois, o să trăim acolo confortabil, da, fără pretenții, până când vor veni cei 500 de franci. Ce spuneți de asta? Genial! Ești un înger! Nu, nu sunt un înger. Sunt dotat. Și atâta tot. Mă duc să cumpăr o marcă. Intru într-o cafenea, cer toc și cerneală. Atenție la cheltuielile prevăzute. Da, tocul și cerneala să dau gratis. Până atunci, căutați să o treziți pe Leonida. O, să trezi din soare, ca un regiment. Hai să o dăm cu o găleată de apă rece. Adică nu, uite-o. Hai, Mătușico, fii atent, nu călca în va. Unde suntem? Unde mă aflu? Dar ce roichea asta de bal? Roichea asta de mătase care... Vedeți că doarme iar. Hai, Leonida, fii vitează și trezește-te. Plouă! Ce vrei să plouă? Și n-are nicio umbrelă. Ce voi altul, Beseule, ce voi altul? Intră la loc în scânduri, Leonida. Pentru nimică lume. O să vină zidari. Dacă dau peste mine în roiche de bal la ora asta, dar ce să se închipie? Doamnelor, am o idee. Am trecut ieri prin dreptul unui magazin la Suprema Eleganță. E o expoziție cu intrare liberă. Acolo nu plouă și e cald. Da, veniți cu mine. Oh, ce bine, să ne uităm la rochii. Dar să nu cumpărați nimic. Da, vă conduc. Da, la doi pași. Vei să nu faci mai. Și plouă, și plouă. Și haimana o mea de Silven care a desmărut de azi noapte. Dar o să-i prăvesc. La Fertesu și la Costăciba. La Paris Costăvo. Și-am bursit, dar ce mai iar? La cafenea nu m-au lăsat să scriu fără să consum ceva. Am cerut un pahar cu apă cu zahăr. 5 bani. 8! Hei, hai, hai și am bursit, plătește și să te mirăm o dată. Posibil, v-am cumpărat marca. Drace! Băiete, e 6 bani? Toată averea noastră. Nu, cine n-are bani să nu consume? Te rog să fii politicos! Știi tu cine sunt eu? Paladam, spune-mi, domnule colonel. Poți să fii și papa de la Roma, dacă vrei. Mie să-mi dai bani. Da, bine. Vine până la mine acasă. Ăla e la casă, e genial. E departe? Da. Hotelul Gaiarbois. Dumneata, stai la hotelul lui Gaiarbois? Bineînțeles, dacă îți spun. Să spui lui Mudu, hotelul ăsta e dărâmat de 12 ani. Ola, Dan, și-am pus scrisoarea la cutie. S-au dus cei 500 de frate. Sunteți niște haimanale, niște vagabonți. Ia ascult-o, brav. Lasă-l mie, că e rog pe urmă. Lasă-mă, 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 mie, că e rog pe urmă. Mi-a spart geamul. Mi-a spart geamul, cine mi-l plătește? 3 franci și 50 bani! Bun! Bani! Doi datori! Ah, Dumnezeule! Drace! Ce se aude? Ce văd? Eh? Silvan! Silvan! Silvan, suntem salvați! Ce te uitați, papa? Silvan, dă-mi portofelul! Ce spui? N-auzi, scoate portofelul! Portofelul? E bine, nu-l vezi? Cine-l să-l caut eu prin buzunar? Nimic. Ba da, stai, stai. 2 bani. Asta-i tot? E, tot e bine. 2 și cu 6 ai mei, 8. Apa cu zahăr. Poftim. Poftim. Cine o bani și să nu te mai prind pe aici. Da, nu te mai prind. Hai, baranții. Geamul meu. Geamul meu. Cine îmi plătește geamul? Răbdare. Ce crezi că merge așa? Plătând din palme? Bună, da. Cine-i pe fiit o să nu cadă din picioare să-l mai scotocesc. Stai. Scorsese-mă. Nu mă gândi. E beat mort. Unde știți o seară de la domnul Pocarel? Seara? Ce era să mai stau când aveai bani? M-am dus să văd pe Mianda. Pe cine? Pe Mianda. Mianda? Trebuie să fie vaca. Și de ce nu ești la Grignion la școală? Adio școală. Eu mă fac fotograf. Mi-e chelner de băut. Da, stai, stai că te trezesc eu. No! 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 Atenție, curățam, cine-l? Cine-l? Cate-n coș! Cate-n coș! Wow! Ce-ai făcut, nenorocitule? Mi-a spart ouăle! Ouăle mele proaspete! Cine mi le plătește? Bun, bun.
Iar avem doi datornici. Lasă, nu plânge, bătrânico. Vino la mine acasă. O să-ți dau un fotoliu. La el acasă? Are casă la Paris? A, suntem Sălvan. Mergem la el și vine mobila. Sălvan, Sălvan, unde stai? Si, într-o casă... Pe o stradă, stai să-mi aduc aminte. Treci pe un pod. Care pod? Nu știu. Dar cum se cheamă strada? E la numărul 118 și la... nu mi-aduc aminte strada. Bestie! Animal! Lasă-mi pași, ce mă sculați în somn. Dacă... A, adormiți. Bani! Bani noștri! Ce-am găsit? Bani, salvați! Cum? Felix! Ce-i la Paris! L-am găsit la suprima eleganță! Vine cu Leonida și cu Blanche! Uite-l! Uite-l! Felix! Providență! Providență! Domnilor, în sfârșit v-am găsit! Felix, Felix, îți acord mâna fetii mele! Ai parale? Ah, domnule! Mă rog, ai parale? Da! Liniște, dacă ai parale, plătește 25 de franci ouăle și 3 franci și 50 geamul. Da, cu plăcere. Nu înțeleg nimic, dar plătesc. Ce fericire să te găsim. Da. Am venit cu trenul imediat următor, întrucât pe primul pierdusem. Băgasem de seamă. Da, și de ieri de dimineață vă caut prin tot Parisul. Din monument în monument vă caut. Aseară am fost și la balul operei. Nădăjdeam să vă întâlnesc acolo. Și acolo ai stat până acum la 9 dimineața? Nu, acum vin de la poliție. De la poliție? Da, să vedeți, aseară m-am întâlnit nas în nas cu hoțul meu. Care hoțul? Ah, nu v-am spus, da. Ieri dimineață pe bulevard, un hoț mi-a furat ceasul și a rupt-o la fugă. După ce l-am prins aseară, l-am dus la poliție. Dar ceasul nu l-am mai găsit. Hoțul îl aruncase în fugă în umbrela unui imbecil care privea la o vitrină. Da. În umbrela mea, eu eram imbecil. Imbe, tată, sucrule. Bine, da, acum nu mai are nicio importanță. Da. Suntem salvați. Să mergem la poliție și să ne recunoască nevinovăția. Da. Să li se dea caniota înapoi. Și mie târnăcopul, târnăcopul meu. Tinere, tinere, ai mâna fetei mele. Oh, papa. Da. Mai ai parare? Am. Perfect. Copii, am o idee genială. Haide mai întâi să... să mâncăm ce? Să mâncăm ce? Și pe urmă, pe urmă la poliție și la gară. Ura! Ura! Eu vreau să mă fac fotograf. Bine, bine, o să-ți fotografiez vacile, fiindcă mergi cu mine acasă la Ferteșul Joar. Copii, copii și la Ferteșul Joar, o să ne mâncăm caniota în linie. Da. Mă spun eu, tot o gâscă cu trup. Manu! Ascultați-vă pe mine! Unde bani? Mergem la Paris! Liniște, liniște! Liniște, lăsați și gâscă și bălci! Da! Punem la vot! Da! La, dar nu aici! La Ferteșul Joar!